Printre miile de site-uri inutile și articole fără conținut publicate în spațiul virtual, vrem să vă spunem că există și pagini de internet în care se vorbește despre valorile culturale ale României. Dacă v-ați plimbat recent prin piața presei libere, cu siguranță n-ați remarcat bannerul publicitar al festivalului George Enescu. Nici n-aveați cum. Sta agățat între doi stâlpi și este atât de mic încât nu se vede. Pe de altă parte, am văzut în București bannere publicitare ale evenimentelor culturale autohtone mai mici decât panourile publicitare obișnuite la produse alimentare. Ne-am decis așadar să vă prezentăm site-uri care merită cu adevărat toată atenția. În decursul celor 10 ani de existență, Liternet.ro și-a câștigat deja un renume în spațiul cultural virtual. Că este vorba de o carte, un film, o piesă de teatru sau un concert, aici se scriu cronici săptămânale ale tuturor evenimentelor culturale. Chiar dacă un autor a fost publicat pe site o singură dată, îl găsiți cu ușurință în rubrica Autori publicați din meniul principal. Secțiunea atelier este dedicată în egală măsură fotografiei, filmului, prozei și poeziei, muzicii și călătoriilor. Cele mai noi articole sau interviuri în exclusivitate le găsiți întotdeauna și în pagina de start a site-ului, așa cum este firesc. Despre îmbrățișări frânte al lui Almodovar sau ticăloși fără glorie al lui Tarantino, citiți și în secțiunea Agenda Liternet, care are un spațiu generos dedicat cronicilor de film. Nu cred că mai este nevoie să precizăm că despre festivalul muzical în desfășurare, cel despre care am amintit mai devreme, se scrie zilnic pe internet, așa că vă lăsăm plăcerea de a citi și trecem la un alt site care promovează cultura scrisă, roliteratura.ro. Se adresează atât scriitorilor consacrați de elită, dar și celor tineri care vor să învețe să scrie. Sunt puse în joc premii lunare și anuale pentru cele mai citite articole, încurajându-i în felul acesta pe toți cei care au dorința și talentul de a scrie. Articole precum Scriitorimea română față în față cu Oana Zăvoranu sau Pupatul la români sunt nu numai dezbaterea asupra stării literaturii române, ci și asupra stării limbii române. Și chiar dacă sfera politică sau socială nu fac obiectul site-ului, articolele care ating și aceste teme sunt cu siguranță justificate în contextul apărării sau susținerii adevăratei culturi autohtone. De fapt, prin conținutul său, întregul site duce o luptă împotriva mediocrității și a nepăsării. Se scrie despre istorie, proză, filozofie, poezie și teatru se scrie despre ceea ce avem bun și nu despre ceea ce cultivăm greșit. Se încearcă scoaterea la lumină a ceva ce romanul contemporan pare că a uitat, frumosul. Într-adevăr, oricine poate spune, cu sacul gol e greu să faci filozofie, însă nici atunci când vine binele n-avem voie să uităm cine suntem. Le mulțumim tuturor celor care susțin cultura autohtonă în spațiul virtual și sperăm că și noi, prin micul nostru demers, am apărat puțin frumosul românesc.